Haideți să încercăm și de glume total aleatorii. Prima glumă total aleatorie. Vă știți de ce femeile fără țâțe mai au sfârcuri? Pentru că intenția contează. A doua glumă total aleatorie. Mă enervează foarte tare semnele alea din WC-uri pe care scrie vorgănul, aruncați hârtia sau alte obiecte în vasul de WC-ul pentru că se înfundă și trebuie să mă cac în coșul de gunoi. Hai să aplaude cine a fost într-o relație de lungă durată până acum. Voi probabil că știți că dacă ești multă vreme cu o fată, la un moment dat nu mai ajunge să-i spui doar te iubesc, vrea din ce în ce mai mult și începe și spune tot felul de întrebări capcană. Mă întreabă într-o zi prietena mea, dacă n-aș mai avea un picior, mai mai iubi? Evident că răspunsul meu a fost, nu. Dar te-aș mai fute odată pentru palmares. Ok, și ultima glumă total aleatorie. Voi știți că atunci când vrei să agăți o fată drăguță, știți că trebuie să o faci să se simtă specială? E bine, atunci când vrei să agăți o fată grasă, trebuie să o faci să se simtă auto-specială? Ok, hai să mai zic lucruri despre mine, că noi ne plimbăm destul de mult prin țară cu spectacolele și am avut de curând un spectacol la Brașov și pe drum încolo am văzut un atelier de marmură și am intrat acolo și când am văzut cât costă, mi-am făcut cruce. Și eu am foarte mulți fani. Nu, serios, chiar am foarte mulți fani. Când plec cu mașina prin țară, toți fanii mei se așează pe marginea drumului și mi-arată, ești foarte ok. Mersi, știam. Bine, eu peste tot unde merg în țară, eu merg cu mașina că mi-e foarte frică să zbor cu avionul. Dar mai zbor cu avionul pentru că trebuie. Dam o rugăciune specială pentru atunci când zbor cu avionul, care e așa. Tatăl nostru care ești în ceruri. Scuze de deranj. Amin. Și cel mai frică mi-ar fost să zbor cu avionul când am avut spectacol la Timișoara. Să zbor dinspre Timișoara, spre București. Că deja îmi imaginam cum exploda avionul în aer și vedeam titlurile de a doua zi din ziare. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Dar mi-a plăcut foarte mult la Timișoara că ne-au cazat la un hotel de 4 stele. Și mi-a plăcut foarte tare pentru că aveau duș cu radio încorporat. Și mi-a plăcut foarte mult pentru că în sfârșit am putut să mă piș pe radio Zoo.